Ultimul turneu din acest an la volei feminin, rezervat echipelor Under 15, a fost devansat întrucât în această săptămână are loc selecția pentru constituirea lotului național. Organizat de LPS Pitești, turneul desfășurat la sala de sport a școlii gimnaziale Ion Luca Caragiale din Pitești a oferit publicului prezent câteva partide interesante. În prima zi, echipa de începătoare CS Mușcel 2 a jucat cu CS Dacia Mioveni 2012. Sportivele din Mioveni s-au impus cu scorul de 3-0, dar elevele profesorului Adrian Mihailă au arătat că au potențial. În jocul 2, vicecampioanele naționale din echipa CS Mușcel 1 au câștigat de o manieră categorică în fața gazdelor de la LPS Pitești, scor 3-0. Ziua a doua a decurs cam în aceeași notă, fetele din prima echipă impunându-se și în fața celor de la Mioveni cu același scor 3-0, iar începătoarele fiind învinse de LPS Pitești cu același scor. În ultimele două jocuri, gazdele de la LPS Pitești au jucat cu CS Dacia Mioveni, în timp ce fetele de la Câmpul Lung au jucat între ele. Dacia Mioveni a câștigat destul de greu în fața piteștencelor, scor 3-2. După cum era de așteptat, prima echipă a CS Mușcel a câștigat fără drept de apel jocul cu colegele mai puțin experimentate. După disputarea a trei turnee din această ediție de campionat, vicecampioanele s-au instalat în fruntea clasamentului seriei H, fiind secondate de LPS Pitești. La acest ultim turneu din 2023, ACS Extreme Pitești a stat. Campionatul urmează să fie reluat la sfârșitul lunii ianuarie.